Mâinile voastre, Victoria Budeanu! Cu titlul discursului, o problemă actuală. O problemă actuală, Victoria Budeanu. Mulțumesc mult, Gerard. Aveam 2 anișori și era la Bunelu. Mama mea atunci avea niște probleme de somn și medicul i-a prescris niște pastile. Nu mai știu sigur ce erau. Eu, ca un copil, am început să scotocesc pe mama prin geantă și am găsit aceste pastile. A urmat, nu știu cât am luat, a urmat salvarea, emoții, grabă. Mama povestea cum sora medicală îi spunea șoferului să grăbească, pentru că pierdem copilul. Și îi spunea mamei să mă piște din mână, ca să nu mă lasă să adorm. Eram toată vânătă de pușcăturile mamei. Iar când am ajuns la spitalul de urgențe, eu deja am părtut în cunoștință. Iar prima întrebare, prima reacție a surorii medicale când ne-a văzut, era la mama în brațe. A fost întrebarea. Dar voi bani aveți? Prima ajutor medical l-a medurat ceva, pentru că atunci când a venit medicul de gardă, mi-a avut aceeași reacție. Dar voi bani aveți? Știți că nu avem pastile, pastilele sunt scumpe și tot așa mai departe. Știți că eu încă sunt norocoasă. Am stat doar 2 zile în comă și mi-a revenit în principiu. Astăzi am decis să vorbesc despre o problemă actuală pentru societatea noastră, despre corupție și furt. Și în speranța că o să găsim împreună o soluție la această problemă. Da, să încep cu o întrebare. Spuneți-mi, care din voi, sau poate chiar voi personal, sau ați făcut-o, sau știți pe cineva, căruia i s-a cerut, sau poate chiar a oferit bani pentru orice fel de formă de ajutor medical? O să ridic eu mâna. Știți că ajutorul ăsta, cerințele poate fi diferite. Când aveam, în clasa 3-a mi-am fracturat mâna, doctorul i-a spus mamei că am nevoie de o sârbă mai specială. Și da, că aia costă bani și costă și aia vreo câteva sute de lei. Și mama ce a spus, oferă bani pentru această sârbă mai specială. Am și acum cicatrice, care de fapt a aflat pe urmă că nu există nicio sârbă mai specială. Toate la fel. Și se pare că la noi, societate, medicina și banii parcă merg așa, pas în pas. Deci uitați de această, cum se cheamă, poliță medicală, nu știu pentru ce e ea. Și mulți dintre noi au așa o neîncredere în sistemul medical, încât preferă să se ducă la instituțiile private decât la cele publice. Dar lăsați, dă-ți voi eu coliță, că noi ușuriel așa. Mai am încă o întrebare pentru voi. Spuneți-mi, care din voi, sau ați făcut-o, sau știți pe cineva, care i s-a cerut, sau chiar a oferit bani, pentru o notă, un examen, o teză sau chiar o reparație curent în școala aia. Cred că corupția și furtul deja parcă e o parte din societatea noastră. Și banii îmi pare îți scapă de orice, chiar și din închisoare îți scapă. Știți, nu contează, nu contează cât ai furat, chiar nu contează pe cine ai ușit. Contează doar câți bani ai să oferi și dacă ai sfiază din ele mai speciale. Și după aceea, dacă ai bani, totul se rezolvă. Ei acolo între dânsii o să împartă așa. Începând cu judecători, procurori, șef de poliție, anchetători și tot așa mai departe. Fiecare o șeie câte o bucățică. Și o să aibă de ce să-și cumpere pâine. Sigur că o să aibă. Pentru că altfel de unde o să iei bani să-și achite chiria, să-și întrețină copiii, să achite reparațiile alea curente pentru clasele primare care nu se mai finalizează. Sărăcia. Sărăcia, eu aș spune că este una dintre cauzele principale a corupției la noi din țară. Și știți, statul nostru chiar încearcă să corectează această problemă. Și chiar mai nu de mult a luat această decizie să le mărească salariul judecătorilor, pentru că, na, astfel nu iei bani. Și eu am avut această informație, am spus că, vai, nu știu dacă ea funcționează, dar restul și fac. Aia din instituțiile noastre publice, medicii, care proaspeți de la universitate, profesorii, polițiști, aia cum se întrețin cu salariile 6, 7, 8 mii de lei? Cum își achită chiria? Cum achită reparațiile? Cum își hrănesc copiii?
Și gândit la această problemă, m-am gândit că o soluție ar fi dacă noi sistemul fiscal lucra mai bine. Și după aia ne-am amintit. Ne-am amintit că nu, corupția acolo dansează horror pe mesele alea. Eu nu știu ce fac aia de la fisc, pentru că avem o sumedire de companii care nu-și achită integral impozitele. Și da, lasă-ți, că de fapt iau grijă de noi. Ei, în caz de ceva, o să mărească impozitul. Pentru că avem o gaură în bugetul nostru care trebuie acoperită de ani de zile, de când s-a furat miliardul. Trebuie acoperită și trebuie, n-ai ce face. Știți, degradarea nivelului social, dar și lipsa unei culturi la noi, este principala cauza a corupției. Iar acolo cu secință, de o părere a mea, este crearea unei neîncrederi în instituțiile noastre publice. O neîncredere care ne face slabi. Slabi ca națiune și ca individ în parte. O neîncredere care pe mulți dintre noi cauzează să nu-și vadă viitorul la noi în țară. Să preferă să ducă cât mai departe este posibil. Și astfel, gândindu-mă la această situație, mă gândesc, dar oarecum corectăm toate astea? Și soluția, chiar îmi vine greu să găsesc această soluție, pentru că corecția vine de la fiecare din noi. Și am un sfat pentru voi și pentru mine. Să încercăm ca fiecare din noi să fie demn de viața noastră, să fie mândru de acțiunile pe care noi le luăm zilnic și să povestească și să fie exemplu pentru copiii noștri și pentru generațiile care urmează. Și astfel, încetul cu încetul, noi o să putem să corectăm această problemă. Și eu cred și sper că este posibil. Mulțumesc!